Semințele de varză roșie, varză albă, de conopidă, de broccoli, de varză de Bruxelles sau varză kale se pot semăna direct în grădină. Eu le seamăn direct în grădină, de la mijlocul lunii aprilie, sub sticlă. În grop pun 2-3 semințe la o adâncime de 2-3 cm, iar apoi pun sticla și ele se vor dezvolta frumos. Le seamăn la o distanță de 50-60 de centimetri, una față de cealaltă. Dacă ies toate semințele, le transplantez și las doar una. După ce răsadurile cresc puțin, îndepărtez pe timpul zilei dopul, las câteva zile să se obișnuiască, iar apoi îndepărtez sticla cu totul.